Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Educația Economico-Financiară. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și astăzi vă propun să descoperim care este structura unui eseu. Foarte des, vi se solicită să realizați esee pe diverse teme de educație economico-financiară. Să ne reamintim, în clasa 5-a ați învățat ce este un eseu. El e o compunere în care trebuie să prezinți un anumit punct de vedere. Sunt convins că vă place. În eseul argumentativ, pe lângă descrierea clară a punctului vostru de vedere, trebuie să oferi și argumente, puncte de sprijin în favoarea acestuia. Și trebuie să o faci într-un mod original. Vei alege o temă împreună cu profesorul tău. Ea va avea legătură cu una dintre unitățile de învățare din manualul de la clasă. Evident, tema trebuie să fie interesantă. Vei realiza un scurt rezumat de maximum 4 rânduri. Este cel care va spune în câteva cuvinte tot ce doresc să menționeze apoi în conținut. Urmează apoi să alegi câteva cuvinte cheie, foarte importante. Introducerea poate avea maximum un sfert dintr-o pagină a 4. Și iată conținutul științific, maximum o pagină. În fine, concluziile pot avea maximum 5 rânduri. E un eseu serios. Nu putem încheia fără a menționa bibliografia. Nu uita să precizezi numele autorului, inițiala prenumelui, titlul lucrării, editura, locul, anul apariției și pagina sau intervalul paginilor pe care le-ai menționat. Iată și criteriile de evaluare. Respectarea condițiilor de redactare, respectarea structurii, originalitatea, calitatea informațiilor, coerența ideilor, pertinența argumentării, relevanța informației și, în fine, prezentarea publică. Să nu uităm că există și un mini-eseu, care are la rândul lui propriile lui criterii de evaluare, similare cu cele ale eseului. Vă doresc succes și sper să realizați foarte multe esee și mini-esee foarte utile în activitatea voastră. La revedere!